Îi mulțumesc prietenilor de la Cărturești, care de altfel, dincolo de spațiul pe care le-au pus la dispoziție, au considerat oportun să facă și o reducere în perioada festivalului la toate cărțile din stoc din domeniul fotografiei. Așadar, puteți să profitați dacă vă interesează titlurile respective. Acum, ca să nu vă plictisesc și să nu vă supun prea mult atenția, aș vrea să dau cuvântul domnului Vlad Alexandrescu ca să ne povestească un pic despre acest proiect, după care o să-l invităm să vorbească și pe Miluță Fluieraș. Mulțumesc și eu. Câteva cuvinte despre, nu despre proiect, pentru că despre el ne va vorbi Miluță, ci despre fotografie, așa cum pot fi văzute pe pereți seara. În primul rând, mă bucur că Miluța e aici și nu știu dacă știți, dar în câteva luni a fost ocupat într-o expoziție de fotografi care au expus sau care au fost expuși, fiindcă unii dintre ei nu mai sunt dintre noi, cei care se găseau în clubul colectiv în momentul acelui tragic pandemie. A fost și el acolo cu câteva fotografii și iată că astăzi ne delegează cu o nouă expoziție, o expoziție pe care, în care le regăsim cu totul altfel, de fapt, decât ceea ce am văzut la expoziția post colectivă. Foarte interesant, pentru că ceea ce vedeți, în primul rând, sunt niște figuri, sunt niște portrete. Nu mai sunt portrete de cântăreți, de muzicieni, sunt portretele unor fete, 16 fete, care sunt de fiecare altă fată, dar care sunt trecute printr-o estetică, printr-o tehnică care e aceeași, într-un fel o să le găsiți în mare elemente pe mine. Și care cumva toate vorbesc în felul lor despre tragicul eveniment din clubul colectiv. Și eu cred că odată ce ai trecut acolo nu mai poți fi la fel, arta ta nu mai poate fi la fel și cumva imaginea vieții pe care ai despre viață nu mai poate fi la fel. În cazul de față asistăm și a fost foarte, foarte sensibilă asta. Niște variante digitale, acum avem variantele de print. Mi se pare o remarcabilă combinație între ficțiune și realitate, între o proiecție ficțională a fiecare model și o tratare a ceea ce este ea de fapt în realitate. În toate fotografiile vei descoperi o privire foarte acută, o privire marcă, o privire care trece dincolo de machiaj, machiajul ăla foarte puternic, machiaj evident, machiaj de scenă, care trece de filtrele și de umbrele pe care fotograful le proiectează într-un anumit baroco, într-un anumit stil baroc, în care se joacă într-un anumit fel între, dacă vreți, arabescuri și contururile modelului. Un joc care în anumite situații se învecinează cu pelicule cinematografice, o să recunoașteți la un moment dat pe Fellini, o să recunoașteți o copetărie cu barocul din cinema, după părerea mea, italienesc. Dar o să vedeți și un joc de culori cu totul deosebit, în care, sigur, predomină roșu, dar o să vedeți foarte mult mor, violet, da, inclusiv pe buzele femei. Un joc care vă va aminti fără încetare de ceea ce poate fi considerat ca fiind la limitele vieții și la limitele anatomiei. Pe unele dintre modele o să vedeți niște irizări care aduc cumva cu sistemul limfatic, cu sistemul arterial, sistemul venos. Sunt probabil tot atâtea proiecții, tot atâtea filtre pe care un fotograf ca Miluță Fluieraș le proiectează asupra
realității. La exemplu, dacă știm astăzi că e compusă din foarte multe ficțiuni, din foarte multă subiectivitate, dintr-o foarte abundentă experiență personală și cred că în această expoziție Miluță își dă foarte mult și arată foarte mult din această subiectivitate. Unele dintre fotografii sunt aproape niște strigăte la limita vocabilului. Altele sunt mai aproape de convenția portretistică, fotografică, dar putea fi, dacă ar fi desprinsă din această expresie, ar putea fi și de niște portrete. Ele însă trebuie înțelese ca o unitate, pentru că formează o unitate. Această unitate este o unitate de estetică și de tehnică. Este un anumit tratament al culorilor, pe care poate că nu o să ne explice. În fiecare dintre aceste fotografii o să vedeți un joc de culori foarte armonios, dar care de fiecare dată bate în niște limite. Niște limite pe care Miluță vrea de fiecare dată să le împingă mai departe. De asemenea, acest curaj de a detașa modelul pe un fundal obscur, care ne poate aminti de cultura barocă, în primul rând de Caravaggio, care mare model al obscurului, dar fără îndoială de cercetări ale artei fotografice. Îl aș invita acum pe el să ne vorbească despre această expoziție și despre această nouă etapă de fapt în viața. Mulțumesc mult pentru introducere și pentru găzduire. Să vă spun așa câteva cuvinte despre proiect. Proiectul acesta l-am gândit special pentru un festival la care țin foarte mult, care are loc în Alba Iulia. Se numește Dark Bombastic Evening, deci e legat oricum tematic de ce vedeți aici. Și m-am gândit la un moment dat, în timp ce predam fotografie, am făcut acest experiment de a proiecta pe un model cu ajutorul unui proiector convențional de studio o imagine. Mi-am zis că la un moment dat voi face un proiect pe așa ceva. Atunci nu am dezvoltat ideea mai departe și când mi s-a propus să expun la acest festival, m-am gândit că ar fi momentul să scot ideea de la naftalină și să o aplic. Între timp a evoluat și tehnica și am putut să fac toate aceste portrete. Sunt făcute în un studio, sunt făcute într-un mediu natural, în natură, în parcuri, în diverse locuri și având un proiector portabil, practic am proiectat imaginea direct. Deci ce vedeți nu e deloc editat, nu e Photoshop, nu e expunere multiplă, este imaginea direct din cameră și pentru a obține o astfel de imagine e nevoie de mult experiment, adică nu vă gândiți că gata, am proiectat o imagine, am declanșat și am obținut-o. Cam pentru fiecare portret în parte sunt cam 500 de încercări, 300-500 de variante, pentru că e destul de greu să fotografiezi o proiecție și să obții ce dorești. Bineînțeles că nu am fotografiat un model cu o singură proiecție, am încercat zeci de proiecții și am experimentat în continuu încercând să obțin ceea ce îmi doream. Bineînțeles că nu știam de la început ce îmi doresc, mi-am dat seama pe măsură ce vedeam cum progresează ședința foto și cred că ce ar fi important de spus, bineînțeles, de-a lungul timpului am avut multe expoziții de fotografie. Prima a fost în 2009, am început ca toată lumea de la peisaje și arhitectură, m-am focalizat pe fotografie de concert. După ce am trecut, bine, fac în continuare foarte multe fotografie de concert, dar mi-am dorit să experimentez foarte mult, să încerc și alte zone ale fotografiei. Și ultimele două expoziții personale, solo, proiecte solo, au fost legate de portret. Cea de acum 2 ani de la F64 s-a numit Muzaholic și a fost tot un experiment legat de portret și de muzică. Iar aceasta, bineînțeles, este legată și ea de portret și asta a fost direcția de concentrare în ultimii ani. Și ce v-am spus este că pentru a trece la nivelul următor, nu te poți baza numai pe emoție, să urmărești doar emoția în fotografie, trebuie să te bazezi și pe tehnică și tehnica, cred că e adesea un component important în imagine. Adică poți să ai un concept foarte bun, dar dacă nu știi să-l pui în practică,
va avea destul de mult de suferit. Și asta am încercat să fac în acest proiect, să îmbin și tehnica și emoția pentru a trece la un alt nivel. Am încercat să experimentez altceva față de ce aș putea face în mod deosebit. Și condițiile acestea de fotografiere au fost destul de dificile și pentru modelele care au participat, pentru că aveau un proiector în față, nu e foarte plăcut și vreau să le mulțumesc celor care sunt aici de față, pentru că sunt o parte din modele de față. Dacă nu le-ați recunoscut, puteți face un exercițiu să vedeți care sunt. Și cam asta e ideea de bază a proiectului. Dacă poate aveți întrebări, putem face o sesiune de întrebări și răspunsuri. Dacă nu, mi le puteți pune în mod personal mai încolo. Mulțumesc mult pentru prezență. Thank you.